Asta cifrele arată de rezultatul activității. Nu, eu vreau să aud despre întrebările care v-am întrebat. Păi dumneavoastră m-ați întrebat care este eficiența investițiilor la Poșta Moldovei, da? Nu, bine. S-au redus cheltuielile la procurarea combustibilului? S-au redus cheltuielile de OP operaționale? Poșta Moldovei astăzi este o instituție conectată practic online, ceea ce ne dă posibilitatea să facem tot genul de activitate. Acum lucrăm la o sumedenie de proiecte, pentru că instituția noastră a pierdut serviciile poștale. Dacă dumneavoastră poate nu cunoașteți, dar instituția noastră realizează presă, ceea ce ne provoacă o sumedenie de cheltuieli la instituția noastră. Am făcut de 3 ori deja audit, am avut control de la Ministerul Finanțelor, unde mi-au accentuat că activitatea de realizare presă nu este convenabilă. Dar sunt nevoit să o fac, fiindcă toți strigă că vreau să-l închid gura. Ce fac? Eu pierd 12 milioane de lei anual din activitatea ducerii ziarelor în teritorii și înapoi. Acum, referitor la cât achităm noi, eu cred că ar fi binevenit ca toți împreună să fie o hotărâre de Parlament, ca administrațiile publice locale, asigură un birou în centra primăriei, cât lucrătuit. Lozinca o percepem la justă valoare, dar...